Dezvăluiri spectaculoase despre fostul premier tehnocrat și comisar european Dacian Cioloș, actual lider al formațiunii încă neînființate oficial, Mișcarea România împreună. Dacian Cioloș a fost în anii 90 președintele pe Tinereț și vicepreședinte al Junimii Vatra Românească, iar o perioadă a lucrat în primăria Cluj-Napoca, condusă la acel moment de Gheorghe Funar, fostul președinte al defunctului pe UNR, scriu jurnaliștii de la Gazeta de Cluj. În 1990, pe vremea când Dacian Cioloș era student în Cluj-Napoca și locuia în Căminul Hajdeu a pus umărul la consolidarea Asociației Junimea Vatra România ce avea sediul în Casa de Cultura Studenților din Piața Păcii, actualmente Piața Lucian Blaga. Concret, asociația respectivă s-a constituit ca organizație de tineret în cadrul Uniunii Vatra Românească, organizație neguvernamentală naționalistă, scriu ziariștii de la Gazeta de Cluj, care prezintă și documente că Cioloș plătea cotizație la asociația Junimea Vatra Românească. Ziariștii au mai publicat și un alt document intern al pe UNR în care Dacian Cioloș apare trecut cu numele în dreptul funcției de președinte al organizației de tineret. Gazeta de Cluj mai prezintă și o delegație emisă de pe un Cluj în luna iulie 1995, în care este trecut Dacian Cioloș cu funcția de președinte al organizației Tineret pe UNR, care se deplasa la București la Consiliul Național al Tineretului acestui partid. Postul primar al Clujului, Gheorghe Funar, le-a povestit jurnaliștilor clujeni cum a ajuns Dacian Cioloș să lucreze în primăria municipiului de pe Someș. Eu am fost prodecan al Facultății de Horticultură în perioada 1990-1992 și Dacian Cioloș era liderul studenților din anul lui de studii și eu ca prodecan colaboram cu liderii studenților de an de studii și l-am de multe ori în perioada aceea. I-am fost și dascăr în anul 4 și apoi, după ce a terminat facultatea, a venit într-o după masă la primărie să-l primesc în audiență. L-am primit, l-am recunoscut după câțiva ani de când nu ne-am mai văzut. L-am întrebat ce face, unde lucrează și mi-a spus că e șomer și m-a rugat să-l sprijin să se angajeze, să lucreze. Și l-am întrebat, vrei să lucrezi de azi sau de mâine? A zis, de mâine, ca să pot să-mi pregătesc dosarul pentru angajare. Am zis, bun, de mâine, dacă vrei, te angajezi la primărie. A lucrat la camera agricolă, aveam un astfel de compartiment care se ocupa de aplicarea legilor fondului funciar. A lucrat și circa un an și jumătate la noi, la primărie, a declarat Gheorghe Funar. Întrebat de jurnaliștii de la Gazeta de Cluj despre aceste lucruri, Dacian Cioloș a răspuns. Nu am fost niciodată membru pe UNR și în niciuna dintre organizațiile acestui partid. Nu am fost membru de partid, deci evident nu am deținut nicio funcție în partid, a arătat fostul premier. Iar despre junimea vatra românească, în primele zile de după Revoluție, împreună cu mai mulți colegi, studenți, am participat la câteva acțiuni de protejare a unor obiective culturale din Cluj. Unele acțiuni de acest fel erau organizate și de junimea vatra românească. Una dintre primele organizații civice apărute după 1990, care în contextul de atunci oferea studenților posibilitatea de a se manifesta civic în acele momente. Am fost pentru scurt timp împreună cu alți colegi studenți la întâlniri ale acestei organizații, dar nu am mai continuat din momentul în care au început discuțiile despre constituirea unei organizații politice de tineret pe UNR. În acel moment am avut posibilitatea să merg la studii în Franța și acest lucru a devenit o prioritate. În ceea ce privește organizația civică, activitățile mele s-au rezumat la participarea la conferințe și evenimente culturale organizate de această fundație împreună cu alte organizații de tineret și studențești, a spus Dacian Cioloș.